are una despre alta, un fel de sport cu parapata. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre oricine, despre nimeni. Duminică la ora 7 dimineața, un tânăr dezbrăcat a apărut pe platforma telescaunului de pe muntele Cozla. A pus mâna pe o șipcă din lemn și a izbit violent în geamul camerei de comandă. Deci o tras, l-o rupt și o dat cu geam, în geam. Colegul meu era înăuntru acolo. O intra pe ușă la el, da, pielea da. Goală. Dar ce e acolo? Deci e camera noastră, de stau băieți noaptea. Imediat după ce a spart geamul, fără a spune nimic, din motive doar de el știute, a sărit în gol. Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrava, județul Neamț, a fost anunțat prin apel la 112 de faptul că un bărbat a căzut în gol de pe stația de telescaun Piatra Neamț. La locul indicat s-au deplasat două echipaje SMUR, dintre care unul cu medic și un echipaj cu autospecială FRAP pentru eventualitatea în care bărbatul ar fi trebuit să fie ridicat într-un spațiu dificil. Echipajele de paramedici și medicul aflat la intervenție au acordat asistență medicală de urgență bărbatului, care a fost apoi preluat și transportat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț cu politraumatism prin cădere, fractură închisă la femurul piciorului stâng. Pacientul în vârstă de 29 de ani s-a prezentat cu leziuni la nivelul coloanei vertebrale, cu fractură de femur, stabil hemodinamic, dar într-o stare destul de gravă. S-a început echilibrarea lui hemodinamică, explorările însemnând tomograf, radiografii, analgezie, după care a fost văzut de specialiști din spital și internat pe ATI, secția de chirurgie. Era sub influența băuturilor alcoolice sau stupefiante? Nu părea în momentul ăla. Noi am luat, în schimb, toxicologie și așteptăm rezultatele. Poliția a deschis o anchetă menită să stabilească împrejurările în care a avut loc evenimentul, însă cel mai probabil victima se afla sub influența băuturilor alcoolice ori a unor substanțe halucinogene.